Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție de săptămâna de fotbal. Aceasta va fi dedicată fotbalului românesc, iar alături de mine este Daniel. Te salut! Salut, Tudor! Primul meci din Liga 1 pe care vreau să-l discutăm este unul dintre cele mai importante din această rundă până la urmă. Meciul jucat în Ștefan cel Mare între Dinamo și Pandurii, încheiat cu 3-2 în favoarea gorjenilor. Cum ți s-a părut acest joc și dacă ți se pare meritat rezultatul, pentru că dinamoviștii au contestat jocul pandurilor în această partidă? Un joc foarte spectaculos, poate cel mai bun meci al etapei din Liga 1. O victorie nemeritată pentru Pandurii Târgu Jiu din punctul meu de vedere. Dinamoviștii au avut mai multe ocazii, însă portarul gorjenilor a fost într-o zi de grație, iar aceștia au profitat și au marcat pe contraatac. Mai întâi a deschis golul prin Gusti în minutul 6, iar în repriza a doua dinamoviștii au ieșit la rampă prin dubla lui Bilinski, însă gorjenii au egalat prin Muncilovic, iar Elton în minutul 90+4 aduce o victorie importantă pentru gorjeni, prima din acest an, iar aceștia se apropie la numai un punct de Dinamo în lupta pentru locul 4. Noul venit la Dinamo, atacantul Camil Bilinski, a marcat o dublă care până la urmă s-a dovedit a fi inutilă pentru echipa sa. Cum ți s-a părut jucătorul polonez care a impresionat pe multă lume în această etapă cu numărul 24? Da, până acum nu prea s-a văzut în jocul lui Dinamo, însă în acest meci, cum ai spus și tu, a impresionat pe Dinamo. A făcut un meci bun, a marcat o dublă. Consider că a fost omul meciului pentru dinamoviști, care cu puțin noroc puteau obține mai mult de un egal, nici de cum să pierdă. Contracandidata acestor două echipe la locurile de Europa, la locul, de fapt, locul 4, deci Vasile a câștigat la Timișoara cu 2-0. Debutul lui Dan Alexa pe banca bănățenilor n-a fost de bun augur pentru aceștia. Cum vezi această luptă între ei pentru obținerea locului 4 și implicit un loc de Europa, asta dacă nu va juca Dinamo finala cupei? Da, o luptă foarte interesantă pentru locul 4. Acum că Steaua s-a cam distanțat de Astra și Petrolul, mai degrabă lupta pentru locul 4 devine foarte interesantă în campionatul nostru. Dinamo, Vaslui și Pandurii, clar, sunt cele trei pretendente. O văd ușor favorită pe Dinamo, chiar dacă are câteva sincope pe teren propriu. Băieții lui Stoican joacă fotbal destul de frumos. M-au impresionat în ultimele etape. Acum au pierdut mult ghinion. Au avut neșansă. Dacă nu vor ajunge în finala cupei, clar sunt favoriți și văd terminând la final pe locul 4. Dacă tot ai spus de lupta la vârf, lupta la titlu, de fapt, a fost un meci destul de spectaculos și la Giurgiu, între Astra și Oțelul. Cum ți s-a părut această partidă decisă de penaltiuri până la urmă, deoarece Ioda a ratat penaltiul prin care echipa s-a putea să câștige, în timp ce gălățenii l-au transformat pe cel pe care l-au avut? Meciul a început destul de neașteptat. Oțelul a avut o fază în care mi se putea da penalti, însă arbitru a refuzat. Apoi Iazalde a marcat imediat pentru 1-0. Oaspeții au egalat pe Marquinhos, minutul 26 din penalti. Data aceasta au primit lovituri la 11 metri. Iar în repriza a doua, același Iazalde a ratat desprinderea pentru Astral, care acum și-au pierdut și antrenorul. Daniel Isail a demisionat după acest rezultat, Ion Marin venind la cârma echipei. Nici cealaltă contracandidată a Stelei nu s-a descurcat prea bine. Petrolul nu reușește să obțină prima victorie sub comanda lui Răzvan Lucescu și remizează la Chiajna 0-0. Și Umânică face 4 puncte în 2 meciuri, dar vreau să te întreb mai mult despre Petrolul, care are o cădere mai mult sau mai puțin explicabilă în acest sezon de primăvară.
Cum ți se pare această echipă? Este explicabilă această decădere a Petrolului. Răzvan Lucescu mi se pare un antrenor grozav. De când a venit la Petrolul, echipa nu prea mai joacă, obține doar remize. Este campioana remizelor Petrolul în acest sezon. S-a văzut și în jocul de la Chiajna, o echipă a celor de la Chiajna care a jucat foarte bine în apărare. Se vede mâna lui Șumudic aici, care mi se pare mult mai bun decât Ionuț Chirilă, chiar dacă acesta a spus că datorită lui Chiajna se află pe locul 11. Cred că Șumudică va face treabă bună la Chiajna și o va menține în prima ligă, în timp ce Petrolul se cam îndepărtează de titlul, iar principalul obiectiv va rămâne probabil Cupa României, miercuri având meci cu Astra. Rămânând puțin la Liga 1, la Cluj s-a jucat derbiul orașului, un meci care a stârnit foarte mult orgolii și stârnește. Prima victorie a șerților roșii după 42 de ani în fața rivalei, victorie surprinzătoare, poate în contextul ultimilor ani. Lemnaru a deschis scorul, Ogbu a egalat pentru feroviari, iar Ciupe, cu un șut norocos oarecum, aș spune, a reușit să aducă victoria echipei lui Mihai Teja, care se mișcă foarte bine în acest sezon și în acest sezon de primăvară și chiar are șanse reale să se scape de la retrogradare. Cum ți s-a părut derbiul orașului Cluj-Napoca și ce ți se pare ție că nu funcționează la CFR după atâtea schimbări de jucători și de antrenori? Trebuie să te contrazic puțin. Cluj a cam meritat victoria, a fost echipa mai care și-a dorit mai mult succesul aseară. CFR-ul se află într-o pasă foarte, foarte proastă, iar câteva minute în urmă am citit un articol cum că sunt probleme grave la club, probleme cu banii, de când Pascani nu prea mai bagă bani. Domnul Mureșan a recunoscut că echipa mai mult se luptă pentru evitarea retrogradării decât pentru un loc de Europa. Tind să-l cred după ultimele rezultate, în timp ce Miriuță rămâne un antrenor cam mediocru. A plecat la Ceahlău, la Cluj, dar nu cred că va face prea multă treabă aici. Încă nu cred că va fi și demis dacă continuă în acest ritm. În timp ce cealaltă parte, Clujul merge din ce în ce mai bine. Etapa viitoare va avea meci cu Gaz Metan acasă, o nouă oportunitate de a obține cele 3 puncte și de a se îndepărta puțin de zona fierbinte a clasamentului. Ca tot am vorbit de Ucluj și de evitarea retrogradării, etapa asta Brașov a câștigat acasă câteva 3 puncte foarte importante prin golul marcat de Andrei Cristea. A câștigat acasă cu 1-0 împotriva celor de la Ceahlău și Universitatea Cluj a bătut. În schimb, Viitorul pare într-un impas după ce au pierdut la Botoșani cu 1-3. Gaz Metan a bătut pe Corona Brașov, care pare de ceva timp condamnată. De Oțel am vorbit mai devreme și de Chiajna, că au făcut egaluri importante în această etapă. Și ca să citesc și partea jos a clasamentului, pe locul 12 este ACS Timișoara cu 26 de puncte, după aia Oțelul cu 25, Universitatea Cluj și Săgeata Năvodari cu 24 de puncte și Brașovul și Viitorul cu 23, în timp ce Corona are doar 12 puncte și șanse foarte mici de a se salva. Cum ți se pare lupta asta pentru evitarea retrogradării în România? La fel foarte interesantă cum este și bătălia pentru locul 4. Corona se pare singura echipă certă care va pica în Liga Secundă, în timp ce Viitorul, Brașov, Năvodar, Cluj, Oțelul și chiar Timișoara o duce o luptă aprigă până la finalul campionatului. O să dau și un pronostic. Acum spun că Viitorul și Brașov vor rămâne în prima ligă, în timp ce Năvodariu, Oțelul și Timișoara, după părerea mea, vor cădea. Chiar dacă Banat a venit de Alexa, jocul de aseară cu Vastoiu nu mi s-a părut strălucitor și nu văd un viitor prea măreț în Banat. Tind să cred că Timișoara va retrograda, altul de Oțelul, care acolo sunt mai mult probleme financiare în Moldova.
Înainte să trecem la cele două semifinale de Cupa României, vreau să încheiem discuția despre campionat cu liderul și probabil viitoarea campionă a României, cu Steaua, care a câștigat cu ceva emoții, aș îndrăzni să spun, la Năvodari. A fost și un gol anulat al lui Roman, foarte frumos. Steaua câștigă și acumulează puncte fără să aibă vreo piedică, în afară de Dinamo, care a reușit să obțină un punct în Ghencea. Crezi că mai se pune problema campioanei și cum crezi că își mai găsesc steliștii motivația în meciurile de genul celui de la Constanța împotriva Săgetei Năvodari? Păi, Steaua mi se pare deja campioană. Bine, exagerez puțin, mai sunt multe etape până la final, însă după cum sunt adversarii, cam aici se va duce campionatul, către, din nou la Steaua. Astra slăbită după plecarea lui Săilă, să vedem ce va face Ion Marin, în timp ce Petrolul cu Răzvan Lucescu la timon nu prea arată bine. În timp ce spune și de moral, Steaua joacă destul de pragmatic în aceste deplasări cu echipele mai slab cotate. Eu zic că Reghe îi motivează bine pe băieți și în aceste meciuri, chiar dacă victorile vin mai greu. E normal, i-a introdus și o formulă cu câteva rezerve. Așa se va întâmpla în aceste meciuri, mai ales că vin și partidele din cupă. Da, acum să facem trecerea la cupă. Dinamo pare outsider în meciul, cel puțin în meciul din deplasare care se va juca pe Național Arena. Acum, încă o veste destul de neplăcută pentru fanii câinilor vine prin prisma accidentărilor lui Mateș Tico. Crezi că sunt absențe importante pentru meciul de joi seara? Da, mai ales Cosmin Matei, care avea o formă excelentă înaintea acestui derby din cupă, în timp ce cel Antico mi se părea un jucător prea important pentru Dinamo. Însă Matei va fi o absență care se va vedea în jocul câinilor. Normal, Steaua pornește ca favorită în meciul de joi și ansamblu în duble manșe, însă vor avea viață grea cu Dinamo. Asta s-a văzut și în meciul de campionat. Da, în meciul de campionat Dinamo a făcut un pressing și a avut o agresivitate ieșită din comun. Cum crezi că poate să-l mai surprindă a doua oară Stoican pe Regicamp? Doar dacă va juca pe contraatac și apărarea va fi bine pusă la punct, doar așa cred că Dinamo poate obține ceva bun din această dublă. Da, o să citesc și o declarație a lui Flavio Stoican, în care spune că nu știu cu ce ne mai poate surprinde Steaua și că o să le fie foarte greu. Citez de pe site-ul celor de la DigiSport. Și antrenorul Dinamo pare convins că elevii săi se vor impune, sau cel puțin îi vor pune peste liște în dificultate și pe Național Arena, cum au făcut și pe Ghencea. Care crezi că e arma fiecare echipe în această dublă? Sau în acest meci, de fapt, în prima partidă din această dublă? Cum am spus, la Dinamo Arta va fi contraatacul și apărarea bună, așa i-a surprins Stoican pe steliști în meciul din Ghencea, în timp ce Reche se va baza pe atac și mai ales pe mijloc, cu Pintili, cu Sân Mărdean, dacă va fi titular. Normal, în atac probabil va fi titularizat pe Vacari, care a jucat destul de bine în ultimele meciuri, chiar dacă Cheșeru a fost titular la Năvodari. De obicei, în acest retur, Cheșeru este omul care joacă în meciurile contra echipelor mai slab cotate, în timp ce Piovacari se trimis în partidele mai importante. Da, să ne îndreptăm atenția și spre semifinala cealaltă, foarte interesantă, și apropo de asta, nu mi-amintesc în ultima perioadă să fi avut două duble așa interesante cu primele patru din clasamentul ligii întâi să-și desfășoare și semifinalele cupei. În provincie joacă Petrolul contra celor de la Astra. Vezi vreo favorit aici într-o dublă care pare mai echilibrată decât cea dintre cele mai titrate echipe din România? Nu, aici foarte, foarte echilibrată dubla. Petrolul acum arată cu Răzvan Lucescu, cred că iarăși va obține o remiză.
aici pe teren propriu mâine seară, în timp ce Astra ar fi bine să marcheze pe terenul Lupilor și apoi să facă o partidă foarte bună la Giurgiu. Cred că este o șansă bună pentru ambele echipe să joace finala Cupei României contra Sterei sau, cine știe, Dinamo. Va fi oricum o dublă foarte interesantă. Acum, după plecarea lui contra Petrolul, parcă nu mai așa favorită cum era considerată când era Guriță la timona echipei. Să vedem ce se va întâmpla. Ambele echipe au antrenori destul de noi instalați pe banca tehnică. Care crezi că poate face diferența în favoarea echipei sale, Florin Marin sau Răzvan Lucescu? Mai greu de spus. Parcă Răzvan Lucescu, acum cu plecarea lui să domine la categoria antrenori, se pare cu mai multă experiență Răzvan Lucescu. S-ar putea și asta să conteze în această dublă. Da, îți mulțumesc, Daniel, pentru prezența în emisiune. Mulțumesc și eu. Și vă mulțumesc și dumneavoastră ascultătorilor și vă invit să ne dați like la pagina de Facebook și subscribe la canalul de YouTube și să ne urmăriți în continuare activitatea și pe grup. O seară bună în continuare, la revedere! La revedere!